Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Ștefania, la mulți ani ții și tuturor prietenilor noștri. Da. Știi bine că ei stau de acum, s-au obișnuit cu programul, știi exact când să uite ce să facă și să le spunem să facă, cât mai insistent, să spune și prietenilor lor, cei care nu știu, așa cum faci tu la clasă și le spui prietenilor tăi și cunoștinților tăi tuturor, pentru că e o șansă imensă să stai acasă cu ori să-ți faci tema pe lecțiile. Este superb. Este superb. Noi suntem actorii, ei sunt beneficiari acestui lucru. Gata, ne apucăm de lucru că tema pentru a doua zi, clasa a... cincea. A cincea, sigur că da. Clasa a cincea. Eu spun ție așa, sigur asta, că ei tot s-au mai uitat în vacanță și au zis, băi, dar nu mai pune profesorul niște lecții de matematică pentru clasa a cincea, perioada asta. Nu, dragilor, pentru că Ștefania a fost și ea în vacanță, da. Și ea este cea care vine cu problemele, așa că acum am pornit. Deci tema pentru clasa a cincea, dă drumul la treabă, te rog. Punctul 1. Așa. Spune-mă. Verificați dacă 48. Verificați. Dacă. Dacă 48 este dividibil cu 16. Dacă 48 se divide la, parcă 3 puncte, nu? Da. Nu, se împarte la 16, da. Sau altfel spus, 16 îl divide. Nu știu, sunt două forme, mă, că am uitat, mă. Păi, o bară, parcă era o dată. Da, este... 16 îl divide, parcă așa pune, 16 îl divide pe 48, nu? Da. 16. Și 48 se divide cu 3 puncte. Da, așa. E bun, nu? M-am amintit. Ce bine. Așa, deci 48 se divide la 16, sau că 16 este un divizor al 48. Da. Când se întâmplă să fie asta? Păi atunci când 48 se împart exact la 16. Fără rest. Fără rest. Așa, să zicem. Ia să facem repede. 48 împărțit la 16 egal cu. De câte ori merge? De două ori, zicem. 2, 6, 12 nu-mi place de două ori. De trei ori. Că 3, 6, 18, vezi? Da. Este un prim control. 3, 6, 18, 8 și 1. 3 ori 1, 3 și 1, 4. Nimic, da? Da, 3. Sau e adevărat. Da. Deci 48 se divide la 16. Altceva, repede? Așa. 112 se divide cu 37. Să vedem dacă 112 se divide la 37. Echivalent, va spune că 37 îl divide pe 112. Ori așa, ori așa scriem. Da? Noi facem repede împărțirea. 112 împărțit la 37. Te rog, rapid să facem asta. Cam de câte ori merge. De trei ori? Nu. De trei ori. Hai să zicem. Dacă zici de trei ori, trei ori șapte, 21, nu îți place, da. Nu e exact, da? Trei ori trei, 92. Ia să vedem. Trei ori trei, 9 și cu 2, 11. Da? 3 ori 7, 21, da. 1 și 2. 1 și 2. 3 ori 3, 9 și cu 2, 11. Și rămâne este 1. Răspunsul nu se divide. Da. Deci răspunsul corect, acum mai dăm 37, nu îl divide pe 112. O scriem așa, forma asta, o scriem că 112 nu se împarte, nu se divide, tăiem. Divide la 37. Da, la școală noi am zis 37 cu bară și tăiem și... Așa vă spun, da? Ori, adică 37 nu îl divide. Da. Nu e un divizor al lui... 37 nu este un divizor al lui 112. Mai departe, următorul. Așa. 222. 222. Este divizibil cu 3. 222, să vedem dacă e divizibil cu 3.
Deci 222 dacă se divide la 3. Adică trebuie să facem împărțirea. Da. 222 împărțit la 3. Te rog să mă conduci tu, că... Așa. Păi ar merge... 3 în 22? 3... În 22 de 7 ori. 7 ori, 7 ori, 3, 21. Ne rămâne 1 ori, covărăm pe 2, 4 ori, 4 ori, 3, 12. Fiindcă păzează o exact. Concluzia este că, într-adevăr, 3 îl divide. Da. 3 este un divizor al lui 222. Și, într-adevăr, noi aveam o idee, dacă 2 plus 2 plus 2, suma cifrelor sunt, ne dă un număr care se împarte exact la 3. Ca și criteriul de divizibilitate, învățați noi. Da, da. 2 plus 2, 4 și cu 2, 6, 6 se împarte la 3. Știam de la început asta. Da. Amintim și șmecherile astea care aveam noi. Că în curând le vom învăța și pe cele la școală, veți învăța. Așa. Merge mai departe. Punctul 2. Da. Scrieți toți divizorii numărului 48. 48. Și zici, mamă, de 48. Mulțimea divizorilor 48. Așa, așa vă spune la clasă? Da. Da? Bun. 1 și el însuși. 1 și el însuși, care sunt divizorii improprii. Da. Știm, noi ne amintim chestia asta. Și acum 48. La 2. A, ultima cifră îi pare. Da, 2. 2. 4. Da. Ies de 4 e bun? 4 da, este. Da. 4. Ia să vedem 6. 6 ori 48. Da, da, este. Este. 6, ai zis bine, 6. 6. 8. 8, foarte 8, bine. Da. 8. Și atât. 2, 4, 2, 4, 6, 8. Cumva 12? Dar și 3 îmi trebuia pus. Că 4 și 8 fac 12. Da, da. Pune-mă cu pe 3, da, nicio problemă, da, nicio greșeală într-o mulțime, da? 12, 3, 12, 12, da? Da? Că da. 3 ori 4, 12. Corect, 12. Păi, 4 ori 6, 24. Da. Că 24... mai întâi 18, cred eu. 18, da. Dacă e 3 și 6. 3 ori 6, 18. Deci mulțirea dintre ăștia 2, dacă se încadrează pe urmă repede, faci probă, 3 ori 6, 18 este bine, că merge. Așa, 18. 18. Acum... 4 ori 6, 24. Sau 3 ori 8. Ori 4 ori 6, ori 3 ori 24. 24. Și 48, gata. Da. 48, 2 ori 24, 48. Deci, mai întâi, 1 și el însuși, divizorii improprii. Divizori improprii. Cât orice număr are pe acestea, nu? Pe el 1 și pe el însuși. Și de aici încolo, sunt divizorii proprii. Proprii. Așa. Deci cum am mers? 2 s-a văzut că ultima cifră este așa. 3 pentru că 4 și 8 fac 12 și se împarte la 3. 4 a venit repede pentru că 4 în 4 odată, 4 în 8 de 2 ori, deci 4 este bun de luat. 6 pentru că din tabla mulțirii 6 ori fac 48. 8 este, dacă e 6, e și 8. Amândoi sunt divizori. Pe urmă, care sunt? 12, că e 3 ori 4, nu? 3 ori 4, 12. 3 ori 6, 18. Și 24, iarăși, vine cât 6 ori 4. 6 ori 4, 24. Hai să facem și tehnica cei care o aveam noi. Deși nu v-a arătat-o, cred, la clasă, dar noi o știm. Deci 48. Și punem așa, ca să găsim toți divizorii. Da, da? Am arătat-o. Ți-a arătat așa, da? Deci 48 înseamnă, merge prin 2 pentru că aici... Da, prin 2. 2 în 4, 2 în 4 de 2 ori. 2 în 8, 2 în 8 de, 2 în 8 de 4, 4 ori. Și aici punem câtul împărțirii, practic. Deci, dar practic, dacă împărți 48 la 2, câtul este pus de desubt. Da.
Și acum, încă o dată merge prin 2, datorită faptului că e 4, când ultima cifră e cu soți, pară, 2 în 2, odată, 2 în 4, de 2 ori, 12, acum chiar de 2 ori, și vine 2 în 12, de 6 ori, iar prin 2, da, 2 în 6, de 3 ori, da, și acum merge prin 3, 3, și 3 în 3, odată. Și atunci, 48 se scrie ca fiind 2 la câta? 2 la 4. Sigur că da. 2 la 4 ori 3. Deci, iată 48 scris sub forma 2 la 4 ori 3. 2 la 4, 16 ori 3 fac 48. Sigur, 16 eu nu l-am pus? Nu l-am pus pe 16. Deci 16 este? Și 16. Dar de ce am dus noi 18? Din neatenție suntem. Păi... 16 este bine. Da. Da? Că 3 ori 6, 18. Nu 18. Da? Da. Dacă îl împărțim pe 48. Eu nu mi-am dat seama. Acum când am descompus că 48 este 2 la 4, fac 16 ori 3. A, 16 ori 3. De ce nu, mă? Și acum, dacă ai scris de scriere asta, îi controlez pe toți. Când zicem 2, 3, ia uite cum, cât de ușor vine. 2, 3, 2 la a doua, adică 2 ori 2, se află 2 la a doua aici. 2 la a doua, adică 4. Apoi, 4 ori 3, 12. 2 ori 3, un 2 de aici, un 3, 6. 6. Apoi, 2 la 4, 16, așa, 8, 8 nu l-am pus, 8 înseamnă 2 la 3, nu l-am pus, deci 8-ul, deci, hai să vedem încă o dată, mai ordonat. Trebuie să prindem toate ca să nu scăpăm vreodată. Deci după ce scrie asta, să vezi cum zicem. 2, 2 la a doua, care face că 2 la a doua face 4, 2 la a treia face 8, 2 la a patra 16. Adică am luat de la 2 la 1 până la 2 la 4. Și acum, iau de la capăt, înmulțit cu un 3, pun și pe 3-ul, ca să nu uit celălalt divizor, și vine altul. 2 ori 3, 6. 2 ori, 2 ori 3, am zis. 3 ori 4, 12. Așa. 3 ori 8, 24. Și mai am ceva, adică cu 3 îi mulțesc pe toți ăștia din urmă. Da? Deci, practic am zis 2, 2 la a doua 4, 2 la a treia 8, 2 la a patra 16, i-am scris pe ăștia 4 și îmi scriu și pe 3, celălalt divizor. Și pe aceea, cu 3 o să încep la capăt. 3 ori 2, 6. 3 ori 4, 12. 3 ori 8, 24. Da. Și am pe toți. Ei vezi acolo. 2 este? Da. Este 3? Da. 4? Da. 8? Da. 16? Da. 6? Da. 12? Da. Și 24. Da. Altfel scap pe parte din ei. Da. Deci mai corect este să scriu toată descompunerea asta. Și pe urmă, de la 2 până la capăt, toți. Apoi, dacă urmează un altul, 3 la 5 ar fi fost. Luăm de la 3 la 1 până la 3 la 5. Și apoi, un 2 de aici și cu toți ceilalți, sau un 3 de aici cu toți din față, 3 la 2 cu toți din față și rămâi parte. Îi schimb pe toți, nu scăpăm. Da. Mergem mai departe. Așa. Scrie tot divizorii numărului 75. 75 divizorii. Divizorul 75 egal cu, nu mai scriu deodată, că pierdem o parte din ei și noi am învățat. Învățăm din greșeli. Da. Ne ordonăm mintea ca să nu scăpăm vreunul din ei. Că zice toți divizorii. Da. Avem voie să pe unii da și pe unii ba. Da? Și zicem acum. Pe cine? Pe 75. Da? Păi facem tot. 75. Da. Așa. 75 ar merge... A. Prin cât trebuie să vedem? Păi... Prin 2? Nu. Nu? Nu, nu.
Hotărât? Prin 3. Ia să vedem. 75? 75, 12. 12. 12 sunt 4 la 3, da. Nu merge pentru 3. 3 în 7? De odată. Chiar de două ori. De două ori, 3 fac 6. Da. Și rămâne un 1. Și am vorbit pe 5. 15. Și 3 în 15 de 5? 5 ori. 5 ori. Acum merge... Prin 5. În ultima cifră e 5. Ah, da. Sau 0 merge prin 5. Da. 5. 5 în 25. 5 de 5 ori. Corect. Așa. Iar prin 5. 5. Și 5 în 5 odată. Și când se termină cu 1, stop. Și acum zice 75, scrie 75 este egal cu, egal cu 3 ori 5 la 2. Da. Și acum divizorii sunt. Și așa. 1 și 75 se scrie pe cei 2. 1 și 75, aia 2 improprii. Da. După care punem. 5 la 1. Corect. 5. 5. 5 la 2. 25. Adică. 25, da. Îl punem pe 3. Corect. Și acum facem 3 ori 5. 5. Foarte 15. Bine. Da. Și acum 3 ori 25. Care face 75 le scris. Da. Terminat! Atât. Vezi ce fain este? Da. Cu șmecheria asta, gata, ne descurcăm. Acum să scriem divizorii lui 100. 100. Divizorii lui 100 sunt 100. 1 și 100. Da. Da? Cei doi. După care, hai să ne apucăm de 100 să-l descompunem. Da. Zicem 100. 100. Prin 100 ar merge 2. 2, corect, că ultima ce vreau 2 în 10. 2 în 10 de 5 ori. Da. Da. 5. 2 în 0 de 0. Acum în 50 ar merge 5. Iar prin 2. Ah, da, iar prin 2. Așa. 2 în 5. De 2 ori. De 2 ori. De 4. 4 în 1 și coborâm pe 0, 10, da. 2 în 10 de 5 ori. De fapt, de 2 ori când e 25, fac 50. Da. Acum, 25 merge 5. De 5 ori. 5 în 25. 5 de 5 ori. Da. Acum 5, 5. Da. Și 1. 1. Acum, 100 este egal cu... Este egal cu 2 la 2. Ori 5 la 2. Da. Și egal cu? Și egal cu. Acum, 2 la 1 ia 2. Da. Asta e un timp. 2 la 2. Până aici, nu? Da. 2. 2 la 2 care e 4. Și am terminat. Și am terminat cu 2. Așa. Acum, 5 la 1 ia 5. 5 la 2, 25. Acum facem 5 ori 2, 10. Și 5 ori 4, așa. 20. Și iată. Am terminat cu 5. Acum și cu 25. Da. Că și el, iarăși, se duce. Așa, acum 5 ori 25. Nu, 5 ori, 25 ori 2. A, cu ăstea 2 din față. După ce am terminat cu... Da, cu 1. Iei celălaltul și ia cu ăștia din față, da. Cu 2. 25 ori 2. 25 ori 2. Adică 3. 25 ori 25, plus 25. Asta înseamnă 25 ori 2. 25 plus 25. 30. Ia să vedem. 25 plus 25, asta înseamnă. 5 cu 5, 10. 10 și 20, 2 cu 2, 4 și 5. 5. Da? 50. Așa. Și 2 ori 10, 2. 25 ori 2. Am zis 25 ori 4, da? Da. Și ar mai fi acum 25 ori, cât am zis? 25 ori 2, l-am zis că 25 da, ori 2 este 50. 50. Și 25 ori 4 e 100, care l-am scris deja. Ah. Și s-a terminat. Deci ai înțeles ce facem. Dacă sunt mai, cum au fost aici 2 la 2 și 5 la 2, scrii pe fiecare până îi epuizezi, pe fiecare până îi epuizezi și pe urmă ei
pe unul din ei cu cei din față, pe al doilea cu cei din față. Da? Da. Deci ăștia sunt divizorii toți. Bun. Acum, punctul 3. Să vedem. Scrieți toți multiplii lui 7 mai mici decât 100. Scrieți? Toți multiplii lui 7. Multiplii 7 care sunt mai mici decât 100. Și cum ați zis, multiplii lui 7, cum ați luat acolo? Păi, la școală la divizor am înțeles, dar la multipli nu știu cum să notez. M-a interesat să nu spui tu. Parcă 1. Da, 1. Da, ori l-au făcut mâini invers la tablă. Eu așa am copiat de la tablă 1. Eu cred că multipli. Da. Multiplii lui 7 da. Sunt acolo. Multiplii 7 sunt. Așa. 7. Da, 7 ori 1. Dar nu e și 0. Deci multiplul 7, dacă 0. Multiplul înseamnă un număr care se împarte exact la 7, da? Da. 7 se împarte la 7, 0 se împarte la 7 și este 0, da? Da. Deci și 0, corect. Știu 0. Știu că nu avertiza să ne uităm la 0 și 0. Așa, am înțeles. 0. Așa, 0, 7. Da. A, 0, 7, 14, 14, adică de 2, da. Ca la ta mulții, din 7 în 7, 14, 14, 21, da. 28, 35, 42, 42, 50... 48. Ah, da, 48. La 42 mi-ai pui un 7, da? 48. Apoi un 7 aici la 48 și face... 56. Da, și cu 7. Da, nu era... 49. 6 ori 8, 48. 7 ori 7 fac 49, da? Da. 7... 7 ori 6, 42. 2. 7 ori 7, 49. Păi da. Păi, dar ce ar trebui cu mine? Păi ești mult mai puternică decât mine. Eu sunt mai obosit, că eu de vacanță. Am pierdut mult timp, multe nopți. Dar tu ești atentă. Eu mă gândeam la altceva acum, da? Da. Și spui, doar nu se poate. Ia direcția de înainte. Da. Apoi, 7 ori 8, 56. Da. Da, 56. Da. 7 ori 9. 7 ori 9. 49. Păi 7 ori 7, parcoană. 7 ori 6, 7 ori 9. Adică mai punem aici, hai să mai punem un 7. Plus un 7. Și da. luăm un 4. Un 4 ca să facem 60. 60. Și rămâne 3. 63. 7 ori 9, 63, da? Da. Deci 63. 63. Și... Ori 10, 70. 70. Da. Apoi, încă un, la 70, încă ori 7, fac. 77. Da, 77. Apoi, încă un 7. 81. Adică 7 și cu 7. 84. Așa, 84. Acum știi, vine la început. La 70 îi pui 14. 84. Da? Deci 7 ori 10 fac 70. Ori 11, 77. Că ai pus 7 la 70, da. Pui un 7. 14. Da. La 70 fac 84. Da. Apoi. Acum, 84, 21, adică la 70 punem 21 și face cât? 91. 91 și cred că... Nu, mai merge mai merge o dată. Punem 28. 28 la 70?
și ne dă 98. 98. Altfel, de 1 îi primă 7, 1 și cu 7 fac 98. Da. Deci acestea sunt toți multiplii lui 7. Hai să-i vedem câte dată. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 78, 91, 98. Eu cum am țin minte? Ca și cum am zis, 7 ori 1, 7, 7 ori 2, 14, 7 ori 3, 21, 7 ori 4, 28, 7 ori 5, 35, 7 ori 6, 42, 7 ori 7, 49, atunci fac 49, 7 ori 8, 56, 7 ori 9, 63, 7 ori 10, 70, 7 ori 11, iar se adună 7, 14, da? Și până ajunge la 98. Bun, astea sunt toți divizorii lui, multiplii lui 7 mai mici decât 100. Mai departe. Acum scrieți toți multiplii lui 5. Deci, da, scrieți multiplii lui 5. Mai mari decât 24. Lui 5 care sunt mai mari decât 24. Și mai mici decât 48. Deci, să fie mai mari decât 24 și mai mici decât 28. Și 48, da, 48. Și zicem, rezultă multipli lui 5 cuprins de aici, de la 24 încolo. Da. Păi, facem... Care, din 5 ori cât să fie, 5 ori cât să depășească pe 24? 5 ori 6. 30. 30. Da, 5 ori 5? A, 25. Deci, și ăsta e de bun, da? 25 îl punem. 25. Acum, 30. Apoi. 35. Da. 40. Da. 45. Da. Da, așa și... Numai. Numai. Că 50 vine după aceea și nu se poate. Și cu asta stop, da? Da. Mergem mai departe. Acum. Scrieți toți multiplii lui 13 de două cifre. Deci toți multiplii 13 din două cifre, da? Da. Deci multiplii lui 13 care să fie de tipul AB. Adică să aibă două cifre. Egal. Păi e 13. Da, 13. Apoi pe 0, 0, 0, 0. Ba da, din două cifre. Da. Ei, ăsta este motivul, nu? Deci n-am avut să luăm dintr-o singură cifră. Da. E bine. Așa, 13. Acum mai punem... Încă 13. Încă 13. 26, corect. Iar un 13. Iar un 13, 6. 39. Corect. Foarte bine. 39. Iar în 13. 2, 40, 50. Și 2. 52. Foarte bine. Apoi. Așa, cu 13. Așa. 65. 65. Corect. Apoi. 78. 78, da. 91. Foarte bine, 91. Și... Da, nu, mai... Atât. Da. Dar depășim nici la 3 cifre. Depășim 100. Acum, punctul 4. Să zicem. Arătați că 12 este un divizor al lui 180 și un multiplu al lui 6. Deci, arătați că? 12. 12 egal cu? Este un divizor al lui 180. 12 îl divide pe 180, da? Și este un multiplu al lui 6.
Multiplul a lui? 6. Multiplul 6. Deci mai citești o dată. Arătați că 12 este un divizor al lui 180, da, și un multiplu al lui 6. Așa, adică e 6 oriceva. Ah, da? Da. Deci mai întâi să arătăm că 180 alarică pe 12 ca divizor, adică se împarte exact. Da. Echivalent poate spune că 180 împărțit la 12 ne dă restul 0. Rezultă restul egal cu 0. Adică împărțirea se face exact. Să vedem. Da. 180 împărțit la 12. Egal cu? Egal. 12 în 18 odată. Un al 2. Adică 12. 6. 6. Îl coborăm pe 0. 12 în 60. Merge de 3, 4. Mai urcăm 5 ca să fie să termin cu 0. 5 ori 2, 10. 10. Da, 5. Da, 5 ori 2. 5 ori 2, 10. 0, 1, 5. Și ne 6. 6. 6, 6, da. Da? Și restul 0. Deci restul este 0, perfect. Adică n-avem. Deci e adevărat. 180 da, se împarte la 12. Deci de aici concluzia este că 12 îl divide, cum s-a cerut de autor, pe 180. 12 este un divizor. Și acum să arătăm că 6, că 12 e un multiplu al lui 6. Da. Adică 6 ori cât să facă 12? Asta înseamnă. Păi 6 ori 2. Deci din cauza asta avem că 6 ori 2 egal cu 12. Deci rezultă că 12 e multiplul 6. L-o multiplica pe 6, de două ori. Da, da, da. Deci rezultă că 12 se împarte exact la 6. Da? Se împarte la 6 și egal cu 2. Din motivul ăsta. Așa. Să vedem altul. Arătați că 91 este un divizor al lui 3332. Deci 91 este e divizor, da, al lui? Al lui 3332. 3332. Adică sunt egal, echivalent. Da, este un multiplu al lui 6. Al lui 7. Și tot 92 egal multiplul lui 7. Da. 91. 91 egal 7 ori ceva. Da. Asta înseamnă 7 ori ceva. Asta înseamnă că să fie multiplul al lui 7. Și acum 3332 îl împărțim la 91. 3332 îl împărțim la 91 și egal cu? 91 în 333. Corect. Merge de 4, 9, 3, 6, depășește. Atunci 3. Rămânim spre 3. Da. 3. 3 ori 1. 3. 3 ori 9. 3 ori 9, 30. 27. 27. Așa, coborâm. 0. Da. 13 minus 7. 6. 6. Nimic. Și coborâm pe 2. Coborăm pe 2. 91 în 602. Da. Merge de... cred că de 5. 5. 5 ori 1, 9. 4 ori 10, 5. Mai merge de 6 ori 9, 54. 7. 7 ori 1, da. 7 ori 1, 7. Și 7 ori 9. 63, 63 depășește. Nu mai are 7. Păi, 6 ori atât. 6. Da. Așa, 6. 6 ori 1, 6. Da. 6 ori 9. 6 ori 9, 54. 54. Avem
De rest. Nu e adevărat. El spunea, scrie așa, așa spunea, arătați că... Da, arătați că... 91? Arătați că 91 este un divizor al lui 3332, iar... Dar... Păi nu este. Păi nu este, dar este un multiplu al lui 7. Mai ne uităm o dată să vedem dacă este corect. Păi... Deci 91, să arătăm că 91. Să arătăm că 91 este un divizor al lui 3332, dar este un multiplu al lui 7. Poate arătați că nu este un divizor. Păi zicem că nu este. Nu este. Răspunsul îți pare rău, dar e concret, verificat. Da. Deci răspunsul care ar fi? 91 nu-i divizor al lui 3332. Deci 91 nu este divizor al lui 3332. Da. Și atunci hai să arătăm că 7, că 91 e multiplu de 7. Exact cum ar fi 91 împărțit la 7. Să zicem că facem împărțirea exact. Da. 91 împărțit la 7. 7, 9. 7, 9, da. 1, 7, 7. Ne rămâne 2, 1, de 3 ori. Și mergem. 3 ori, 7, 21. Da. Da? Deci, înseamnă că 91 este egal cu 7 ori 13. 91 egal cu 7 ori? 13. 91 este egal cu 7 ori 13. Și e adevărat. Adică 91 este un multiplu al 7. Da? Da. Deci aici este adevărat că m-am scris pe 91 ca 7 ori 13. Da, adevărat. Adevărat. Arătați că 24 este un divizor al lui 5, semnul exclamării. Deci, 24, un divizor al lui? 5. Al lui 5? Și are semnul exclamării. Nu! Că divizorul trebuie să fie mai mic decât ăla. 5 trebuie să împarte. Asta ar fi echivalent. Că 5 se împarte exact. La 5 se împarte 5? La 24. Nu! Nu e adevărat. Deci, era imposibil. 5. Imposibil. Măcar, se, nu, cât să fie? Nu 25. Deci trebuie să fie mai mare. Da. Adică să fie măcar 24. Că 24 se parte la 24 și are 1, nu? Da. Deci nu se poate pune problema așa. Bine, altceva? Deci, divide. Îl divide pe 345. 345. Echivalent cu? 345. Acum trebuie să înmulțim. Simt pe 345. Da. Deci? 345 împărțit la 23. Da. 23 în 34 de două ori. Deci, facem împărțirea, acum știm noi, da? Da. Împărțirea la 23, da? 23 în 34 merge de câte ori? De două... Dacă ar fi de două ori... Ar da 40 și ceva, depășește. O dată. 23. Da. 1, 1, 5, 115. Da. Așa. Acum, 23 în 115, 5 ori... Asta o secundă, e făcut scăderea, 3, 1... 11, îl coborăm pe 5. Corect. Acum, cred că de 5 ori...
Pe cât de 5 și 1? Da. 5 ori 3, 15. 5 și 1. 5 ori 2. A, 10. Și cu 1, 11. Da, 11. Da. Este... Adevărat. Da, adevărat. Adică? Adică 23. 3 ori divide pe 3 este 45. Da, că restul e 0, nu? Da. L-am părțit. Perfect. Altul. Acum să arătăm că 8323 3 puncte, adică se divide la 48. La 48. De parcă ar spune că 41 îl divide pe ăsta. E în divizorul lui. Adică tot împărțit trebuie să facem. Da, tot împărțirea. Deci trebuie să facem ce? Așa, echivalent cu 8323 împărțit la 41. Da. Merge o dată. Da. O dată. Merge doar de două ori? Păi da. Ah, ba da. Merge de două ori. Da. De două ori. Doi. Doi ori în 2. Doi ori 4, 8. 8. 1, nimic. Ne rămâne 1. Îl coborăm pe 2. Da. 41, 12 de 0. 0 ori. Coborăm pe 3. Așa, coborăm pe 3. 41, 123. 5, 3. De 3 ori. 3 ori 4, 12. Nimic. Și este adevărat. E adevărat, da? Da. Deci, e adevărat. Punem așa adevărat. Da. Fiindcă, care e motivul? Pentru că 8200, scrie și asta, 1323, se scrie ca fiind 41, cât împărțitorul, oricâtul, 203, da. Plus restul, ca să se vadă clar că restul împărțit e 0, așa. Ei, ăsta e motivul, ca să vadă cel care, că tu ai înțeles bine că e vorba de restul 0. Da. Mai departe. Acum, să arătăm că 1245 se divide la 15. Deci să arătăm că 1245 se divide la 15. Echivalent cu și facem împărțirea. Da, facem împărțirea. 1245 împărțit la 15. Da. Trebuie să luăm 3, adică 3, 124. Corect. 15 în 124 3 e puțin 3 ori 4 ori 5. Da, uite care, cam cum mă apropie foarte repede să se explic. Cam 1 în 12. Ar merge de 12 ori. Da. Dar nu. Iau maxim 9. De 9 ori pot să încerc de maxim. Da? 9. 9 ori 5, 45, 5 și 4. 9 ori 9, 4, 13. Depășește. Mă duc de 8 ori. Da. Deci nu de 2, 3, 4, că așa mergi greu. Deci trebuie să te duci cât mai aproape. Wow. Da? Da? Deci prima cifră în prima de două. Da. Și când vezi că merge de peste 10 ori, atunci tu e maxim cu putință, 9 ori, pentru că ai și cifra asta care vine cu mult ajutor și îl face să depășească, nu? Da. De aceea am luat eu 9 maxim, dar n-a fost bine. Da, 8 ori. 8 ori 5. 40, 40, 0 și 4, 4, 8 ori 1, 8 și cu 4, 12. Da. Perfect. Așa, nimic, nimic, 45, 15 în 45, de 2, de fapt 2,
De două ori ar face 30. Da. 15 cu 5 fac 31, da. Bine. Tot de 3 ori. 3 ori, da. Ca 3 ori 5 facă 15 și să se termine și cu 5 la sfârșit. Așa, 15, 5, 3 ori și 45. Perfect, este. Nimic, nimic. Este adevărat și acum 1245 este egal cu? Este egal cu 15 ori 83. 15 ori 83 plus 0. Bine ai venit, la mulți ani, bine să te pup. Am început lecția, știam de la tine că vine un pic mai târziu, de aceea am început-o un pic, am început urmă cu Ștefania. Ne-am zis la mulți ani, nu ne-am văzut de un an de zile. Da, de un an. Așa. Și pornim, la, continuăm lecția ei și până ne apucăm de atac, repede, da? Așa, acum punctul 7. Așa. Arătați că suma a două numere naturale impari este divizibilă cu 2. Să arătăm. Deci arătați că suma a două numere impari. Două numere impari este divizibilă cu 2. Să luăm un exemplu. Da. Deci arătați că suma două numere impare este divizibilă cu 2. Să luăm două numere impare. La sfârșit trebuie să se împartă cu la 2. După ce le adunăm, că suma lor. Deci luăm două numere impare. Să le adunăm. Dă-mi un exemplu. 22 plus 22 nu impare. Ah, trebuie impare. Impare. Ce înseamnă impare? La sfârșit să se termine cu 3. Cu 1, 3, 5, 7. Da? Așa. Adică 43. 43. Un exemplu. Exemplu. 43 plus 15. Plus 15. Este egal cu? Este egal cu 5 cu 3. 8. 4 și 1, 5. 58. Care se divide la 2. Pentru că ultima cifră e cu soț, e pară. E pară. Deci se împarte sigur la 2. Eu mă refer și la 23 plus 23. Ia să vedem. 23 plus 23 sunt două numere impare. Dă 46. Dă 46, care se divide la 2. Da. Da? Da. Acum, oare suficient așa? Să luăm exemple? Trebuie să facem toate numerele? Păi să arătați că suma a două numere impare, nu să dați un exemplu, ci să arătăm că suma a două numere impare, indiferent ce numere ne găsim. Avem o sumedenie, o infinitate de numere. Da. Știi, s-ar putea în clasă să fie o gică contra. Știi ce înseamnă gică contra? Dar la care nu-i de acord. A, da. Da? El spune... și noi zicem, eu am pățit așa, aveam pe unul în clasă acolo care, mă rog, încercam să-l convinc cu niște exemple și eu am spus, de nu cred. Și eu am spus, am luat alte exemple, una ară, zică cu unul e acolo, lângă noi acolo, da? Și ne zice, nu cred. Nu crezi? Mai luăm alte exemple. Dă alte două exemple. 75 plus 41. 75 cu 41, 1 cu 5 fac 6, 4 cu 7, 11. Sunt poate la 2. Băi, ești de acord? Îmi întrebăm noi acum. Ești de acord? Nu credeți. Nu cred. Adică el ce spune? N-or fi alte două, altele, așa? Și noi îi pe alte și tot ne străduim. Și el zice, nu cred. Deci dacă noi epuizăm toate problemele, toate variantele, el nu crede. Așa. Și trebuie să găsim o idee. Voi știți cam de ce formă sunt numerele impare? Dați-mi un exemplu în general. Numerele pare sunt de tipul 2 ori ceva. Da. 2K. Da. Da. Deci numerele pare, să zicem, numerele pare sunt de forma
N egal cu 2K. Unde K ia toate valorile cu putință 1, 2, 3 și mai departe. Puncte, puncte. Deci toate numerele pare sunt de forma 2K. Toate numerele pare sunt de forma 2K. Să vedem că așa este. Și dăm un cavalare 1. Pentru K egal cu 1, N, 1 este 2 ori 1, 2. Și numai cu 2 este, adică... Păi da, 2 ori ceva. Că 2 ori ceva... Numerele... impare, cum arată, nu? Da. Dar să ne convingem da. Că astea sunt bune. Deci pentru K egal cu 1 am găsit pe 2. 2 ori 1, 2. Da. Când am pus pe K 1, 2 ori 1, 2. Pentru K egal cu 2, al doilea număr care îl apare, îi... 2 ori 2, 2 ori 2, 4. Pentru K egal cu 3, rezultă N3, 2 ori 3, 6. K egal cu 5, 4, poftim, N4 este 2 ori 4, 8. Sunt acestea, 2, 4, 6, 8, puncte, puncte. Care ar fi următorul? 10, 12, 14 și așa mai departe. Toate se împart exact la 2. Cele care nu sunt de forma asta, adică cele care au un plus 1, da. Un plus 1, deci dacă ar fi aici plus 1 ar rezulta 3, da? 3. Dacă ar fi plus 1 ar fi 5. Un număr par plus un număr impar, dar număr nu, impar. Un număr par plus 1 devine impar. La întrebarea de ce formă sunt numerele impare, răspunsul sunt de tipul 2K plus 1. Plus 1. Zice, după ce am văzut care sunt numerele pare, acum de desubt spunem, numerele impare sunt de forma numerele impare, deci pare și impare, 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 sunt de forma N egal de tipul 2K plus 1. De tipul acesta sunt. De tipul 2K plus 1. Adică au un plus 1 la sfârșit. Da. Și exemple. Hai să vedem acum. Să dăm un K valori. Păi, pentru K egal cu 1, egal cu 1 M1 va fi de forma 2 ori 1, 2, plus 1, 3. Deci 3, care este impar. Pentru K egal cu 2, N2 este de formă? 2 ori 2, 4, 5. 5, care este și el impar, că-s mai parte. Apoi 7, 9. Așa, K egal cu 3, va fi N3, de forma 3 ori 2, 6 și cu 1, 7. Pentru K egal cu 4, va fi N4, 4 ori 2, 8 și 1, 9. Da? Și mai departe. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 și continuăm câte vreți. Pe toate le avem înglobate aici. Deci toate numerele impare sunt de forma asta. Ce ne spune autorul? Să adunăm două numere impare, adică un N de forma asta. Deci, zice, două numere impare, două numere impare, sunt, două puncte, sunt N egal odată, N1, hai să zicem, N egal cu 2K plus 1, așa am văzut, 2K plus 1 cu K, aparținând numerelor 1, 2, 3 și așa mai departe, toate numerele naturale. Și un alt, hai să zicem P, un alt număr P, de tipul 2 L plus 1. 2 L plus 1. Unde L ăsta, tot așa, toate valorile. 1, 2, 3, nu? Da. Dacă dăm lui L valorile 1, 2, 3, da. Tot numerele impare sunt. Și acum, noi trebuie să le adunăm.
pe M și cu P, ci că suma lor. Suma lor. Trebuie să le adunăm. Să zicem, M plus P, M plus P, este egal cu M-ul cine este? 2L plus 1. K. 2K plus 1. 2K plus 1. Plus celălalt. 2L plus 1. Adunat cu 2L plus 1. Și care facem? 2K nu mai este, eu scriu. 2K plus 2L, că nu mai este. 2L. Plus 2. Plus 2, sigur că da. Plus 2. Deci plus 2. Și e ca mai departe cu... Există un 2 comun tuturor și îl dăm pe 2 în factor comun. Putem să-l dăm, da? Deci egal cu 2 pe lângă... Scriem, zi-mi Cristina, 2 pe lângă cine? 2 pe lângă K plus, K plus L, L plus 1. K plus L plus 1. Și ăsta să notăm cu un S. Cu un S. O altă paranteză aceea. Și egal de tipul 2S. Și toate numele de forma 2 oriceva, toate numele de forma 2 oriceva, ce fel de numere sunt? Pare. Uite aici, numele de forma 2 oriceva sunt pare, cât se împart la 2. Deci acesta este număr par. Și ce am arătat? Că suma a două numere impare, două numere impare, suma lor este un număr par. Am demonstrat. Gică contraatace, vedeți, nu mai spune nimic. Stă acolo în bancă, liniștit, pentru că el l-am pus la colț. El ne întreba, dar nu ar fi cumva două numere impare altele, adică te dădeam un exemplu acolo. Altele și așa, în fel cât adunate să facă tot unul impar. Și noi nu puteam să-l liniștim, pentru că el tot timpul, dar altele nu ar fi două, dar, și tot timpul ne tot să căia cu chestia asta, dar acum noi am luat două numere la întâmplare impare, ca având unul la sfârșit, le-am adunat și la adunare apare aici unul și unul fac doi, scoatem pe doi în factor comun și doi oriceva, l-am notat cu S pe ăsta și vine doi ori S. Dar toate numele de forma doi oriceva, fără să mai aibă unul la sfârșit, doi oriceva, sunt numere pare. Și am arătat că suma două numere impare, ăsta, plus ăsta, deci două numere impare, hai să le spunem și cu culoare, așa ca să vadă totul. Deci două numere impare, e vorba de 2K plus 1, gică contra, vezi, da? Ăsta, adunat cu altul, 2L plus 1, suma lor, le-am adunat și ne-a dat 2S. 2S, care este ce? Un număr par. Suma două numere impare este un număr par. Adică impar cu impar par. Așa, impar cu impar face par. Ca plus așa cum îi lasem la algebră, când o să învățăm, da? O să învățăm și pe acelea. Nu știu dacă v-am povestit-o vreodată, dar sunt foarte important și ușor de învățat. Numai să înțelegi mecanismul. Plus cu plus, minus. Nu mecanic. Nu știu că le-a dat și... Dar nu mecanic. Plus cu minus. Vezi, la cine? Plus cu plus, minus? Nu. Eu nu sunt de acord cu partea mecanică. Eu trebuie să înțeleg. Că dacă nu înțelegem, uităm foarte repede. Când încerci să citești din memorie ca pe o poezie, memoria joacă feste. Știți cum? Când pui informații una peste alta, ca și cum ai pune farfuriu într-o stivă. Și cu cât asta e mai jos, farfuria aceea nu mai ajunge repede la ea. Da. Așa și cu memoria. Tot așa se întâmplă. Te aduci aminte? Ăsta de deasupra, care sunt mai recente. Da. Da? Le vezi pe cele care sunt la suprafață. Și acum, altceva? Ultimul. Te rog. Arătați că suma două numere naturale de părți diferite nu se divide cu 2. De parități? Parități, da. Parități. Așa. Ce înseamnă? La ce pagină? 92. Deci arătați că suma două numere naturale de parități diferite,
Adică unul îi pară și altul îi împară. Da. Deci. 6 ce? Suma. Da. A două numere de parități diferite. Da. Să vedem ceas. O oră și 17 secunde. Hai să închidem. Hai să-l facem și pe asta, cred că vine în cadră. Suma două numere de suma parități. Suma două numere naturale de parități diferite nu se divide cu 2. Diferite. Parități diferite. Nu se divide. Nu se divide cu 2. Acum, nu se divide cu 2. Unul este par și altul impar. Parități. Asta înseamnă că sunt de parități diferite. Da. Nu să am două pare sau am două impare. Un par și un impar. Unul par și unul impar. Deci, N egal par și P egal impar. Dacă nu e par, rezultă că cum se scrie? N de ce formă? Care sunt numele pare? De ce formă ați zis mai devreme? Păi pare... De 2K. De 2K, da. Deci N egal cu 2K. Și dacă P este impar, P egal cu D, cum se scrie? 2 ori K. 2 ori K, 2 ori L. 2 ori L, da. 2 ori L plus 1. Da. Cele care sunt impare au plus 1. Și acum le adunăm, că așa trebuie să facem suma. N plus P egal cu 2K plus 2 L plus 1. Și egal cu ăștia 2 au pe 2, putem scoate un 2 în factor și ieșim 2 pe lângă K plus L plus 1. K plus L să notăm cu S. Și egal de tipul 2 S plus 1. Și numele acestea de ce formă sunt care sunt de tipul 2 S plus 1? Ce fel de numere sunt acestea care au plus 1 la sfârșit? Impare. Sunt impare. Deci acesta impare. Da? Este tip impar. Dar numele impare nu se divid. Care nu se divid la 2. 3, da? 5. Deci, astea sunt, care nu se par la 3, 5, 7, 9, nu se împar la 2. Deci am reușit să arătăm că suma a două numere de parități diferite, unul par și altul impar, suma lor este un număr impar. Și dacă e impar, nu se împarte la 2. Și cu asta am terminat lecția. Să opresc că ne-am încadrat, să trecem mai departe. Am ajuns la mulțimi. La mulțimi.